Doamna. Ai cei cu telegenic deja, deci trece la... Se anunță plecarea, cred. Nu știu, dar... Mihaela, de exemplu tu, din fața televizorului, cum începe acum personal și cum sunt din fața televizorului? Nicoleta, poartă microfonul corespunzător. Cum e? La fel. La fel? E teama mai... Sezonul ăsta nu am urmărit. De când am emisor. Dar sunt săptămâna aia. Te-am urmărit în sezonele trecute. Da? Nu neapărat pe tine. Da, nu neapărat pe mine, bineînțeles. Da, da, te știu. Aveai 16 ani atunci, ceva de genul. Da, primul sezon. Da, n-am urmărit, dar eu urmăream. Eu sunt bătrân. L-am văzut de... Poți să stai jos, Alexandra. Și ce zic cu Alexandra când a plecat? Vezi că mi-e ce de soli. Deci fără să-l cunosc personal. Deci simțiți dumneavoastră așa că până să se închege, o să lase de la el și nu o să mai... Acum, acum a intervenit tot feminin. Ai fi observat că tot ceea ce am spus, asta am făcut. Și eu nu mă schimb după cum bate vântul. Ok, stai puțin că nu avem o disc de... Eu ți-am spus că asta. Da, dar lasă-mă că n-auzi că eu sunt îndrăgostit. Nu? Nu mă, eu m-am îndrăgostit, deci nu-i nimic rău în asta. Nu te îndrăgostit nimic. Nu. Dar tu nu mi-ai spus, mi-ai zis că sunt la fel, dar nu mi-ai spus personal de cum mă percep. Sau mai bine să nu spun. Mai bine. Eu încep să plâng. Plâng dacă sunt. Direct. Mihai, da? Eu sunt mai direct. Sunt persoane, da, sunt persoane care și nu arată... Vine cu ele aici. Uite-te ea, prin cât a trecut și cât a plâns zilele astea. Nu vă asta mereu să pantezi mâna? Da, bine, cum am probleme cu sunteză. Și eu, singurul care mă gândesc, nu dau de bunică, de așa fie. Și a plâns acum, mă gândesc că zic părea asta. Sunt niște automate, sunt patru companii de taxi, ori apreși, îți dă un voucher cu indicat taxiul, te duci frumos și îți aștepți taxiul. E cea mai bună idee așa. Și nu voie să staționeze. Niciun taxi nu staționează în aeroport, acum nu mai staționează. Toți vin de jos, de subteran, vin de sus și pleacă. Dar chiar am zis la cineva, mă, că nu vin. De fapt, m-am întrebat de ce nu vin cu autobuzul. Am zis, mă duc cu autobuzul, dar da. Iau un taxi de unde mă las autobuzul să merg până acolo, zic, mi-e frică. Și mi-e foarte frică, mă vede singură, mă vede și cu bagajul. Da, e periculos. Zic, mai bine doar 5 milioane, mm-hmm. Și bine că nu știu de sunt tată. Mm-hmm. Nu conveni. Primele n-a fost la filmări și la casting, nu, n-am știut. Mi-a zis pe atâta și n-am mai insistat, am lăsat așa. Dar cum știi, am sunat și am zis și am întrebat și am zis... Dacă tot așa se recurcă, de ce să nu vin? Vin sâmbătă, stau și duminica să plec în anul. Da. Viața asta m-a întrezit cu fundul la ceea ce am făcut cu tine, nu? Dar peste tot au fost chestiile astea. În viața asta, peste tot au fost chestiile astea. Orice relație, care începe? La mine și-a fost, așa zic la mine. M-a început. Da, am parut doamna Virgica, asta e mai puțin. Ne lași până să vorbim cu ne? Da, ai venit cu ăsta? Să ne lasă vorbim. Ok, vorbesc cu tine. Dacă vrei, stai. Poți să stai, Nicu, că n-am secrete, nu-i stres. N-avem secrete de stat major, n-avem. Oricum o să fie pe material, deci poți să stai cine vrea. Stai să spun. Orice, orice relație pentru mine, pentru mine, cum a început, să te așa tot ce vrea să mine. Am încercat, după aia, nu mai fac, nu mai fac, tu vrea și bă, drăsul, ca și că tu faci, nu. Că tu așa ești ca un, tu nu mai faci, nu mai faci, dar după aia o cauți. După ce ai băut două, trei bere sau după ce te ți-a menție boala, că nu știu ce, îți dai seama că bă, aia a fost prost, eu am fost de vină, eu am greșit, iar mă duc după aia. Fă-mă așa, așa începe toate relațiile mele. Nu începe nici o relație la mine să nu te gândești că a început cu fată cu lapte și miere. Nici o relație nu mi-a început mie cu lapte și miere. Prima oară n-a încercat. Păi la mine tot începe cu lapte și miere. Vezi, depinde de persoană. La mine tot așa începe, nu începe nimic, asta se mai prinde o să. O, fi ca țigara să-ți fie. Nu, că nu vin acolo. Nu avem treabă, veniți dacă vreți, eu chiar mă cert acum, nu cu dumneavoastră. Te cerți? Așa știu că te cerți? Păi da. Asta se mă ridici să dai foc, bă, trebuie țigară, ce-ți mai trebuie? Nimic. Nu, păi atunci, lasă tu.
Hai să vezi, toate au început așa la mine. Toate au început la mine. Știi ce îmi pare mie rău? Uneori arunc și niște vorbe aiurea. Și în realitate, dacă le-am aruncat de la tovarăș, nu mă spunea lui fata respectivă, dar aici le-am aruncat în direct cum ar mi, știi, că nu trebuie, că nu alea, dar de fapt și de drept după aia, știi, chiar nu trebuiau pe momentul acela, mă supărase mie cu sucul, vezi, texte de copil mic, fără gândire, pentru că nu eram cu gândire atunci cu mine. S-a formit că am fost umilit la faza aia. Mai găsit și pe unul în casă, așa ai fost umilit. Te-ai șifonat, a? Te-ai șifonezi atunci, știi, momentul zici, mamă, ce-am pățit eu, parcă aș fi și cine știe cine. Sunt un om, trec cu după. Păi ce înseamnă să nu judeci? Păi. Puteai să treci pe ăsta, să nu vii să-mi zici mie, mă deranja, nu să te vezi la toată casa cum faci tu. Păi nu m-am uitat, dar țipa pe acolo, că eram nervos, dar nu m-am uitat. Păi și ce, ai nervos că nu ți-am dat eu suc? Păi puteți mă ce? Nu, într-o parte. Vai de capul meu, nu ți-am dat eu suc, ce să spun? Parcă sucul meu avea gust. Poate de la tine vreau ce mai mult. Ei, păi și eu n-am avut atunci chef să-ți dau. A, n-ai avut chef, nu că n-ai fi vrut să-mi dai. Păi nu, că m-ai enervat. Mi-ai deschis tu locul. Și te-ai înfipt în lucrurile mele. Și m-ai enervat cu cornul prima dată și după aia cu sucul. Și? Da, dacă tu faci ambiție cu mine, tu crezi că eu nu fac ambiție cu mine? Cornul nu ți l-am luat, înțelege-te. Nu, l-am mai pus din nou. L-am luat din mână. Nu. Dar ce suntem noi aici? Tipul pompă rând. Ce-i prostia asta să fii tot timpul cu buze în obraz? Ce se dovedește ție? Ești mare macho sau ce? Nu dovedește nimic, dar îmi place mie. Ce să nu cu fetele. Ți-am și zis treaba asta, dar când am venit, mie place să mă cu fetele. Sunt pupă în părând aici, care cum? Poate aș vrea și eu să nu mai maturizez, dar... N-ai tu nicio șansă. N-am nicio șansă. Bă, dar ce te să descurajezi că n-am eu nicio șansă așa din prima, fără să... Deci, da, mă, poate o să ai și tu o șansă, mie, ca poți să mai maturizezi. Pentru că exact ce am spus și în direct și ce am discutat și în casă. Nu ai nicio șansă. Dacă eu ți explic ție un lucru de 15.000 de ori, tu când discuți cu mine vii și spui da, e adevărat. Acum discutând despre maturitate, ți-am explicat că eu am fost a treia persoană care ți-a spus chestia asta. Ai zis da, așa e. Și tu în 5 minute ești același. Ce șansă ai? Dacă mie dai dreptate acum și în 5 minute ai ieșit afară și vorbești altceva. N-am nevoie să am dreptate. Adică... Nu ești un psiholog. Dar te-mi place să vin să mă plâng. Dar de ce? Că îmi place mie să vin să mă plâng la tine? Deci. Nu înțelegi tu. Ai înțeles tu foarte bine. Nu înțeleg eu oricum. Adică ce ești limitată? Capacitatea mea de merge? Păi... Mersi. Se pare că te-a refuzat în așa. Ce-a fost asta? Ah, o mică asta. Băi, tu cum făceai mie cu Tatiana? Tatiana, tu te la Marius. Cine e vinovat? Cine e vinovat? Domnule, păi, dar nu tu ai început discuția între mine și Nicu? Am auzit material făcut de tine în casa băieților? Oricum ea vrea pe cineva înalt, slab și blond. Păi așa ai zis tu? Păi da, asta am spus eu, dar tu de unde știi? Că nu ți-am spus niciodată chestia asta ce-mi doresc. De unde știi tu? De la Tudor, a? Cum n-ai zis treaba asta? Că mi-ai zis și mie odată, doamne, Zudana, mine la casting că vreau un bărbat înalt și blond. Ai mai zis? Ce-i? Ți-am zis eu ție? Nu ți-am zis eu ție. Ba, dar mi-ai zis. Dar oricum tu ai avut ceva discuții bănesc și cu băieților. Ce, grave? Despre mine ceva. Păi da, din moment ce știi tu cât de mult am permis eu cuiva să se apropie de mine sau nu. S-o las... Aveți suc, mai aduc? Nu mai, nu mai, mersi. Nu că e dintre a meu și nu mai am. Ce, păi dă-i așa ceva de la ea? Îmi lasă ea ceva de la ea? Nimic, nu? Nu să lasă? Nu. Nici măcar acolo? Nici măcar. Ce n-am lăsat până acum? S-a tu s-o părut că am lăsat deja până înainte? Nimic. Nu o să zic, nu am fost și... Nu, să știi că n-am nevoie de scuze sau de păreri de rău. Nu, scuza te amuză după aia. Păi n-am nevoie de scuze. Asta zic că să nu încep cu am fost fraier, am greșit, nu, pe mine nu mă ajută. Nu, lasă-le. Deci dacă ai terminat, gata, e capitolul încheiat, ai terminat. Pa! Și-a terminat eu acum. M-am terminat eu. Ce? M-am terminat eu. Am terminat eu. Serioasă, ia zici serioasă. Serioasă, zi serioasă. Până acum nu zici că sunt nervoasă. Am terminat eu, e ok? Nu e serioasă. Nu e suficient de serioasă. Ia, asta e. Ia, fii atent, ia uite. Ia, zi, am terminat eu. Am spus. Marius, nu fi bău. Ce ai terminat? Zi ce ai terminat? Marius, nu mă ține așa că nu-mi place. Zi ce ai terminat, ia zi. Au! Vine și vine la asta, o să deschid asta. Să vine doamna Marea Bănică și o să zic, doamna Marea Bănică, nu doar bărbații te-am găsit.
Eu de la Natasha am primit la parc mașina asta. Ce soartă o să am eu lângă ea? Vă dați seama câte, câte vânători o să facă și câte rândea mie Natasha? Da, pot să zic și eu treaba asta. Ferească, că când o să încep cu asta singura lupului, asta mi-ar mai trebui să zic că și agresivă, nu? Da, știu. Nu? Nu știu. De câte ori ai dat pe mine? Nu zic de câte ori ai dat pe mine? Ei, a fost așa, alint. Din dragoste? Mhm. A? Mhm. Sigur așa. Este imi. Da. Sunt acolo pe mix, aer liber toată lumea. Grupul nu ai acces. Da. Orice.